Doamnelor și domnilor, am ajuns în localitatea adâncată de aici din județul Ialomița. Suntem împreună cu domnul Vasile Paraschiv. Îi mulțumesc pentru faptul că stă de vorbă cu noi și ne împărtășește din experiența asta neplăcută, din păcate pe care a trăit-o atât dumnealui, dar și alții colegi de breazlă. Domnul Paraschiv, cum au arătat culturile de toamnă, am văzut, am discutat. Spuneți-mi ce așteptări aveți, practic, din momentul ăsta pentru anul ăsta agricol în care am intrat? Primul rând vă mulțumesc că ați revenit la, la noi și aducem mulțumiri postului dumneavoastră televiziune Agro TV că este implicat în foarte multe probleme în care se confruntă agricultura și în special fermierii în anul acesta. Anul acesta, agricol 2020-2021, vorbind de culturile de toamnă, rapid am renunțat la ea, a devenit foarte costisitoare. Vorbesc numai de grâu. Propun să semăn 500 de hectare. Am amânat perioada de semnat a grâului cât mai spre sfârșitul acestei luni și începutul lunii noiembrie, să vedem și această experiență cu ce ne, ce ne va aduce. Despre grâu, nu mai vorbim nici că e răsărit, nici că e nerăsărit, vorbim doar înainte de recoltare. Că știm ce am pățit anul trecut și ce s-a întâmplat, ce am recoltat anul acesta, când cultura a fost calamitată între 85 și 90%. Am avut speranță o perioadă la floarea soarelui și la porumb. La un moment dat, prin începutul de sfârșit de iunie, îmi făceam calcule pe 7.000 la, la porumb, au venit arșițele acelea puternice și abia am făcut 1300 de kilograme, o decepție totală, porumbul, capetele, un fenomen care nu se capetele bine făcut, puștuleții dezvoltați, în interior pur și simplu nu, nici nu au legat. Polenul cred că a avortat și n am mai putut să avorteze, vedeam combina cum merge cu viteză și l-am întrebat ce nu are nici legături, domnul Porumbul, speram că să ne refacem ceva, dar producțiile foarte mici. Într-adevăr anul acesta parcă a început sub niște auspicii mai bune. Dumnezeu ne-a trimis niște ploi care a refăcut rezerva de apă, să zicem pe un strat de 5-10 cm superficial. În profunzime nu există. Rezerva de apă încă este foarte mică. Noi aici la adâncat avem un reper, este lacul Rodeanu care din 2007 n-a mai fost secat, acum este secat, e clar, el se aprovizionează din izvoarele. Din... Vom vedea. Grâu, ne obișnuim să vorbim la anul, să-l vedem înainte de recoltare. Nu vom ști dacă vom avea iar zăpade, nu vom avea, nu știm ce temperaturi vor, vor fi. Să sperăm că să nu se unească doi ani grei. Așa ar fi bine dacă s-ar întâmpla. Spuneți-mi ce așteptați din partea statului pentru culturile astea din primăvară calamitate pentru a vă continua activitatea. Vedeți, la dumneavoastră la emisiune s-a discutat foarte mult de aceste probleme. Și din foarte multe probleme care s-au arătat, singurul lucru care s-a rezolvat până acum a fost uh, sprijinul dat pentru cultura de grâu dar s-a dat doar 80% din valoare, probabil urmând la o rectificare să dea celălalt. Despre culturile de primăvară, practic eu nu știu nimic, doar ce se vorbește. Am văzut tot pe la dumneavoastră că s-ar putea să se dea și pentru culturile de primăvară o, ei nu mi în un ajutor, pentru că, după spusele domnului ministru, a zis că nu este corect ca cei care au fost calamitați la grâu să primească o despăgubire, iar cei care au fost calamitați pe porum și floare să nu așteptăm. Ar fi pentru noi, în momentul acesta, în anul 2020, orice sprijin lor unde este foarte bine venit. Pentru că situația, trecând la an, este foarte, foarte gravă. Nu mai a mea, a foarte multor fermieri, în special din sud-estul țării, care pur și simplu am fost calamitați în proporție de o medie de 80% și culturile și la grâu și la porun și la floarea soarelui. Purtăm negocieri intense cu furnizorii de inputuri. Încercăm să găsim înțelegere la companiile de leasing-uri, că avem și leasing, la bănci. Tot așteptăm această declarație a stării de calamitate, care, după părerea mea, ne-ar ajuta. Dar vedeți, tot la dumneavoastră la misiune am văzut începem unii să ne dăm mai autoștiitori și tot din fermieri, care venim să spunem că acest ajutor, această declarație de calamitate nu ne-ar ajuta cu nimic, că trebuie modificat codul civil. Eu zic să lăsăm guvernul să-și facă datoria să dea această stare de calamitate, care să fim recunoscuți noi, dar să beneficieze numai noi, și firmele de inputuri, adică pe lanțul ăsta cam toată lumea. Dacă s-au gândit să dea, păi să dea cât mai repede ca să putem, că până, până s-ar putea să apară acestea, noi s-ar putea să fim executați, să fim uh, toți, pentru că la unii găsim înțelegere, la alte firme nu găsim înțelegere, vor bani. Probabil firmele de inputuri mai mari care au rețea pe toată țara și au putut să recupereze din vest, din unde s-au făcut producții, le e mai ușor. Ceilalți care au numai inputuri date pe zona aceasta, le e greu și dumnealor. Noi negociem cu furnizorii de inputuri, dar după părerea mea nu, nu este o soluție. Pentru că găsim înțelegere, să spunem la toți, și facem reșalonarea re pentru la anul a tuturor datoriilor. Păi la datoria care o avem către inputuri, se adaugă cheltuielile care le facem anul acesta, că n-am avut bani de-ai noștri să putem să, 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 să investim din banii noștri și la un moment dat în 2021 ne trezim cu două cheltuieli, cea veche și cea care veni și nu cred că îi facem față. Soluția, după părerea mea, cea mai bună este ca băncile să ne vină în ajutor. Pentru că un credit care am putea să-l luăm pe o perioadă de 5-6 ani, ne-ar da posibilitatea să împărțim această datorie pe mai mulți ani și să putem să ne plătim o parte, 60-70%, către furnizori de inputuri, către firmele de leasing. Aici un apel a domnului director de bani. Știu că este foarte greu, dar atunci când mergem cu adeverințele APIA care înseamnă un credit sigur. Și mergem la dâns și le dăm adeverințe și luăm. Eu am luat anul acesta un milion ca să pot să plătesc. Dacă ăla ni-l dați așa de repede și fără să condiționați prea mult, de ce nu ne veniți în ajutor acum când este nevoie? Eu mi-am amintesc că în perioada aia de criză, după în 2010, statul a ajutat băncile cu anumite infuzie de capital. Nu avem nevoie decât să ne ajute și să punem garanții. Eu am ce pune garanții, dar Trebuie înțeles să nu mai... O să ne judece că, uitați, aveți biletul. Păi s-au repezit toți să bage biletele la ordin, luându-se la întrecere care le bagă primii pentru a putea... Normal că apar acolo cu incidență de plată și normele băncii nu mai permite acest... Dar poate, poate uh, Ministrul Agriculturii, domnule, se va gândi și pe un credit și pentru noi fermieri, cum a gândit-o și pentru restul firmelor în baza acestui COVID. Să sperăm că după părerea mea, creditul de la bancă în acest moment este foarte bun pentru noi. Este modalitatea de a putea să ne plătim o mare parte din datorii. Aveți și sector zootehnic. Cum vă descurcați? Cum asigurați hrana animalelor în perioada asta? Seceta, bineînțeles, a afectat și pășunile. Deci cam din luna aprilie... Nu am mai ținut animalele pe pășune, că -a pestea, ce am mai avut rezervă le-am dat. După recoltarea grâului, a venit Dumnezeu, o ploaie și, a, mă rog, dar una iarba după grâu, care nu-ți de lapte, alta e să ai pășune. Acum pășunea așa mai revenit, să vedem. Sperăm să le mai ținem o lună pe pășune, ca după aceea să intrăm în stabulație. Vom vedea că lucerna a fost puternic afectată. Avem o cantitate mică de lucernă. Am reușit să însilozăm în jur de 300 de tone de porumb care a fost pus după greu și nu, nu a mai ajuns la maturitate. Mă rog, am auzit că se dă și acea, acel ajutor de 7000 de euro. E bun și ăla. Să vedem ce, vom, ce ne rezervă timpul în continuare. Da. Sperăm să, să nu le vinde. Cum au făcut foarte mulți fermieri, am auzit că le-au dus la abator. Ar păcat. Da. Cheltuielile au crescut, veniturile s-au micșorat. Un an foarte, foarte greu. Nu mai vorbim și de contextul ăsta legat de acest COVID. Industria Horeca da. a avut mult de suferit. Implicit, dumneavoastră, cei care asigurați hrana oamenilor. Cheltuielile noastre anul acesta au fost foarte mari. Am avut cheltuiel de 3 milioane de, de lei și n-am scos în jur de 1.200.000. 12, Tot sperăm, eu sper că poate se va da un sprijin și pentru culturile de primăvară, dar repet încă o dată că un credit de la o bancă sunt bănci cu este încă banca statului. Am luat, uh, am dus de la APIA, de ele, la când s-au dat la această bancă. Și anul acesta a fost singurul an când mi-a refuzat să mai îndea credit APIA, motivând anumite lucruri. Deși dacă facem socoteala cam în fiecare an un milion de, de lei, au mers la bancă. Îmi pare rău că spun, dar de așa, cum, așa cum foarte repede să atribuie creditul APIA, acum... Putem să găsim și noi o înțelegere pentru un an de zile să putem să luăm aceste credite. Pentru că, în primul rând, dăm banii unor firme de inputuri care poate să-și plătească și ei salariații, ca au și ei probabil alte firme care distribuie. E, e un an, e adevărat, eu am peste 40, 40 de ani de agricultură. Nu, 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 nu am întâlnit așa ceva nu ne-am întâlnit. -o. Făceam, pierdeam pe la grâu, se făcea floare, porumb, alte culturi, se echilibra undeva cheltuielile. Chiar dacă erai aproape acolo, firmele de inputuri aveau cura să te financeze în continuare, acum ne descurcăm foarte greu cu sămânța de grâu. Adică ne-am dat cu sămânța foarte greu ce o mai dă. Nu mai vorbim de îngrășăminte, de motorie, pentru că dacă noi nu avem bani, trebuie să apelăm din nou la ei. Găsim, într-adevăr, înțelegere la unii, la alții nu. Alții s-au repezit Probabil, după o dată emisiune, v-ați recomanda să faceți o emisiune cu contractele încheiate de noi fermieri cu toate firmele și vă veți cruci ce veți vedea în acele contracte. Acolo, niciun fermier din România nu poate să satisfacă să facă față un astfel de contract. Cu penalități și dobânzi care merg undeva la 0,6% pe fiecare zi de întârziere. Cu penalități dacă n-ai predat nu știu ce cantitate de un floare cu care e făcut contract, care te penalizează cu 100 de euro pentru fiecare tonă nepredat. E, e, contractele acelea sunt înjositoare pentru noi fermierii și statul ar trebui să intervină Protecția consumatorului ar trebui să se vadă cum se fac aceste contracte. Sunt multe firme străine care au venit și grija lor n-a fost să ne, că ne dă imputul să recupereze. Grija lor a fost cum să ducă mai departe și să ne pună penalități și dobânzi care la un moment dat sunt de 3-4 ori mai mari decât debitele care le aveai la, la ei. Foarte dubioase aceste contracte, dar statul le-a acceptat. Statul, dacă am întârziat a stat n-a să plătesc, pune 0,02% sau 0,2% pe zi întârzieri Și ajung la 0,6, unii și 1. Păi, foarte greu. Spuneți-mi, uh studiind așa noua politică agricolă comună sau mai corect spus cum se prefigurează noua politică agricolă comună cum vedeți dumneavoastră viitorul fermelor din România? Apropo ce este dumneavoastră politica agricolă europeană comună o fi comună, dar nu-i comună și pentru noi ăștia care am intrat mai târziu la, în Uniunea Europeană. Probabil am, am fost buni cu ce am, că practic prin intrarea în Uniunea Europeană, vorbim și ne-am predat. Și suveranitate și tot ce avem și pământul României este vizat acum de foarte mulți. Dar aș fi curios dacă o astfel de situație din sud-estul României, s-ar fi întâmplat în țările acestea puternice care au înființat Germania, Franța, uh, Italia. Tare curios aș fi fost care a fost reacția Consiliului Europei sau europarlamentarilor din aceste țări. Eu sunt sigur că cu toate această pandemie ar fi primit de la Uniunea Europeană și despăgubiri pentru fermieri. Eu n-am auzit un europarlamentar român Poate, nu ne uităm unde trebuie, să ridice problema acolo și de situația aceasta, că e vorba de 30-40% din uh, suprafața României care a fost afectată. Dom'le, e o situație gravă, n-am mai auzit în alte state. Cu ce un european, cu ce ne ajută? Acolo se vorbește, am văzut și la dumneavoastră, de, vorbe, se are reluat din nou plafonarea deși ei nu știu nimic, se vorbește de ecosisteme care iar nu se, știe, nu se știe, nimic ce va fi, care va fi suma care se va da pe o suprafață care o acces o pui la ecosistem, adică pe, aproape pe ecologic, care, nu știm. Nu mai vorbesc că noi oricum cantitățile de îngrășăminte sunt mult mai mici decât ei. Nu, în Uniunea Europeană suntem acolo. La, la, spate. Tot marile puteri dictează politica acolo în, european. Europeană. Dacă am ascultat-o, scapă numele europarlamentară care a venit la dumneavoastră, mi-a plăcut atitudinea directă. A fost la dumneavoastră într-o emisiune o doamnă și mi-a plăcut atitudinea dânsei direct și spune că dacă nu știi acolo să te unești ca să fie convergente uh, interesele țării tale, cu, poate cu altă țară sau mai mulți. Și trebuie să te unești cu ceilalți ca să poți să-ți atingi scopul asta e acolo, probabil, cum fiecare cum reușește să spledeze cauza, dar nu singur, neapărat cu, cu mai mulți, că singur nu te ia nimeni în considerare. Da, vom vedea, deocamdată nu se știe nimic, nici de subvenții, nici de uh, care vor fi valoarea lor, deocamdată abia s-au constituit, să vedem cum, uh, cum se... Vedeți că deja Subvenția pe plata directă la noi a scăzut de la 102 euro să 98. Deci s-au dus 4 euro, numai pentru saps, pentru plățile directe. Speranța europeană ne punem în condiții să vorbește că s au adus președintele a negociat o milioane de euro, da, 80 de miliarde. De. 80 de miliarde. Da, dar probabil sunt pe mai mulți ani, nu pe un singur. Pe 10 ani. Pe 10 ani. Păi spune-o cât este Și cu ce se împarte pe an. Ce revine? Am văzut că la un moment dat președintele Iohannis părea interesat și puțin de agricultură. Dar ce revine și agriculturii? Avem o șansă să primim. Nu sunt egoist, dar cei care am fost puternic afectați, un leu de la Uniunea Europeană, un euro, nu știm nimic. Rămâne tot relativ. Și aici, fiecare stat ce putere economică poate să-și ajute fermierii în funcție de puterea economică. La noi asta este. Camerele astea agricole văd că sunt încă în așteptare. Am văzut că președintele a declarat sau, mă rog, a cerut ca această lege să fie revizuită, considerând-o drept neconstituțional. Nu știu ce a găsit neconstituțional, dar, mă rog, probabil are uh, sfătuitori buni, probabil și un consilier pe agricultură, și un consilier uh, juridic. De Camerele Agricole se vorbește la noi de vreo 10 ani de zile. Dacă nu și mai mult, aproape cum se vorbește de irigații. I-ați văzut, fiecare ministru care vine, primul lucru vorbește de irigații, dar n-a făcut niciunul nimic. Eu v-am mai spus odată, o dată, dacă s-au perindat vreo 30 de guverne. Dacă fiecare își propunea să irige clar, să se vadă 200.000 de, de hectare, domnule, eu nu, fac, eu nu lege, eu vreau să fac 200 de mii. aveam acum peste poate 2 milioane și jumătate de culturi care se, se irigau. Camerele agricole, atâta timp când nu iese de sub influența politicului, nu se vor pune în practică. Sau se vor pune în practică când în vârful lor va se va situa iar de unul politic de la puterea de moment. Atunci... Eu am văzut acum vreo cinci ani, când era președintele național, era un politic. Probabil va trebui și politic, pentru că vor veni într-o perioadă banii de la stat. Și probabil unul din cei de la putere va trebui să fie și acolo să apară. Camera agricolă eu o văd o cameră a specialiștilor, nu stufoasă, nu încărcată cu prea mult, că se poate face, să aibă evidență. Și după părerea mea, în jurul camerelor agricole la fiecare uh, județ, că eu visez de mânt, se poate constitui fondul mutual. Domne, vorbim de sete, dacă noi nu, eu sunt mai în vârstă, probabil băiatul meu sau generația asta tânără ar să-ți bat. Trebuie făcut acest fond mutual, gestionat în mod corect pe fiecare județe, și la nivelul camerei agricole cu specialiști care să se ocupe. Acolo unde se întâmplă o calamitate adevărată, constatarea să nu facă din județul respectiv a camerei, să vină din alt județ, să nu spune, domne. dar fondul mutual, în condițiile în care e clar că uh, schimbările climatice, e o realitate, nu mai putem fugi de, de ele, ne, ne ajuta mai mult să nu mai stăm cu mâna întinsă la stat. El se va porni greu, dar sper să se pornească, la început cu, probabil, neapărat cu o contribuția a noastră a fermierilor, eu sunt dispus să plătesc pentru că uitați ce se întâmplă și probabil vor veni după aceea, după o anumită perioadă, și bani de la Uniunea Europeană pentru acest fond mutual. E, nu știu, visez, de multe ori am fost la dumneavoastră, am repetat constituirea acestor fonduri mutuale. Eu cred că liderii acestei acestor asociații profesionale ar trebui să o lase cu am mai zis eu odată, mândria asta mai puțin și să pună de acord că se poate constitui, să se plece de la nivel de județ pe camerele constituite, camerele agricole, că n-ai în altă parte unde să le duci. Camera agricolă cu specialiști buni și nu încărcă, că bătălia va fi care va, care va prinde uh, post și pe la camera agricolă. Să sperăm că nu se politizează și să rămână camera agricolă a fermierilor. Mai vreau să vorbim și despre Copacogeca. Ați văzut că România a devenit membru acestei organizații. Vedeți cu ochi buni reprezentarea acolo? Domnul Ovidu, sincer să vă spun, nu prea am citit mult și nu m-a interesat acesta. Dar dacă o fac fermieri de ai noștri și sunt, sunt, sunt siguri că România uh, poate avea anumite avantaje prin pledarea la Uniunea Europeană a cauzei este, eu sunt de acord și să vedem cine vor fi și aici reprezentanții României. Dacă celelalte țări au această constituție, acest lucru, trebuie și noi să, să urmărim acest Eu, sincer, n-am citit prea mult, nu știu ce este, dar sper să fie bine dacă cei care ne reprezintă știu să pledeze cauza României, Ca aici este tot. Asta e o artă, să vorbești despre necesitatea unei țări, dar în concordanță v-am zis și cu europarlamentarii români și cu alte, din alte țări care avem interese apropiate. Nu știu, să vedem și cu această... Am văzut și la dumneavoastră, am mai zis, sunt păreri împărțite asupra acestui... Mă rog, poate și părerile sunt tot plecând dintr-un anumit orgoliu că e unul acolo și nu sunt eu, și astea. Încă o dată, eu zic, sunt mai în vârstă, dar băieții ăștia tineri ar trebui să lase la o parte toate acestea și să-și să impună interesul fermierilor. Domnul Paraschiv, a început să plouă, Ăsta e un motiv e un lucru bun. bun pentru noi. Să... Da. Ați venit cu ploaia. Am adus da. ploaia da. și să sperăm că vor fi precipitații suficiente încât să, să refacă, refacă rezerva. rezerva de apă din sol, pentru că nu mai repetăm faptul că aici la dumneavoastră a fost o secetă cruntă. Să dea Dumnezeu ca această ploaie să meargă și în alte zone ale țării. Peste în... tot la toți fermieri în Constanța, în mod deosebit, în Dobrogea, da, în Moldova, da. în județele care au mai fost calamitate afectate. Ca o concluzie la ce am discutat astăzi aici și la momentul ăsta pe care îl traversăm în agricultura românească, ce ar trebui făcut așa urgent atât din perspectiva Ministerului, dar și din perspectiva fermierilor? Din perspectiva ministerului. De fapt, a guvernului, că un minister nu va putea Oare. să lucreze. Trebuie, dacă nu-i de guvern, va fi o cât mai repede, ca să știm dacă, să știm în negocierile care le purtăm cu impuls, dacă într-adevăr se va da ceva. O spune, nu dăm! Pentru culturile de primăvară nu avem șansă. Sau dacă vom da, vom da, nu știu, să grăbească plata Banii aceștia de la APIA, să putem să-i primim cât mai repede și poate să înceapă și a doua parte din decembrie, din în ianuarie. Iar, repet încă o dată, eu sunt mai în vârstă, fermierii, noi pățim ce pățim pentru că nu suntem uniți. Fermierii din România sunt divizați în diferite asociații profesionale. Nu m-am înscris niciodată că pe mulți, după aceea nu vreau să dau nume, au folosit aceste asociații ca niște trambuline. S-au gândit că de aici poate să ducă spre ministere, spre alte funcționari publici. Hai să-i lăsăm pe cei mai tineri, chiar dacă nu au experiență să spună, -și, și să, să angreneze că poate au o altă viziune asupra modului cum trebuie să se acționeze.